sunt foarte multe persoane al căror serviciu presupune petrecerea mai multor ore la birou în fiecare zi, iar specialiștii le recomandă să păstreze o poziție corectă a spatelui pentru a evita declanșarea problemelor de sănătate. Dacă să vorbim despre poziția corpului, asta este o modalitate de a face față gravitației, adică gravitația este unica forță care corpul nostru încearcă să se lupte în fiecare zi. Dar iarăși, nu poziția este rolul cel mai principal sau postura care avem este cea mai importantă nuanță în această formulă, dar este timpul în cât stăm noi în această poziție. Datorită faptului că cât mai mult timp noi stăm, cu atât mai mult noi încărcăm anumite țesuturi. Este bine ca pentru fiecare oră să facem pauze active, mai exact să ne ridicăm de pe scaun și să facem câțiva pași, ori un pic de gimnastică. Punctul principal este să mă mișc cât mai des, da? Punctul numărul 2, să am o poziție maximal confortabilă care să micșoreze încărcătura asupra coloanei vertebrale, da? Ca să prevenim anumite riscuri și deja activitatea fizică regulată, da, al treilea punct, noi recomandăm ca fiecare om care are un mod de viață sedentar să aibă și o activitate fizică regulată, adică minim de 3 ori pe săptămână, câte o oră de antrenament sau zilnic, câte jumate de oră de activitate fizică în care noi să punem corpul să iasă din zona aceea de confort sau să scoatem din zona aceea în care este deprins să stai zilnic. Postura corectă este determinată de alinierea și susținerea capului, a umerilor și a coloanei vertebrale, ceea ce va crește presiunea exercitată asupra încheieturilor și a mușchilor. Scaunul, în primul și în primul rând, trebuie să fie reglabil după înălțime. Ce ar însemna reglarea după înălțime? Că eu pot ajusta înălțimea scaunului în așa fel încât talpa mea mereu să fie în contact cu suprafața pe care eu stau, da? Cu pădeaua. A doilea moment este unghiul la nivelul genunchiului, că noi recomandăm să fie undeva un unghi de 90 de grade și deja în funcție de aceasta noi poziționăm bazinul. Bazinul se recomandă mereu să fie în contact cu speteaza, deoarece bazinul este centrul nostru de greutate, adică aici este așa, zona în care se sprijină tot corpul nostru, de ce bazinul mereu îl ducem maxim posibil până în speteaza, adică noi trebuie să simțim cum spatele se sprijinită din bazin în speteaza. Asta puțin ne lăsăm pe spate, formând un unghi de vreo 110-120 grade în articulația șoldului. Poziția aceasta este o poziție maximă de încărcare sau presiune de încărcare a coloanei vertebrale, ceea ce îmi permite, da, cumva să ușurăm sau să scădem anumite tensiuni sau presiuni pentru coloana vertebrală. De asemenea, pentru a avea o postură corectă a corpului când stăm la computer, este indicat să ținem capul drept și nu a plecat sau înclinat. Noi, ca specialiști, recomandăm mereu mâinile sau coatele să fie în sprijin pe masă. Dacă pun doar mâinile, greutatea coatelor mereu acționează asupra umerilor și sau ne uit să stau așa mai încordat sau asta îmi creează un anumit disconfort. Deci noi recomandăm coatele sau antebrațul să fie pe masă în așa fel încât umărul, dacă eu sunt prea înalt sau scaunul este prea ridicat, eu să fiu nevoit să mă cobor și să mă strâng. Dar dacă scaunul este prea jos, să fiu nevoit să ridic umerii. Deci poziția ideală ar fi umerii relaxați, mâinile în sprijin pe masă și deja calculatorul sau ecranul să fie la nivelul înălțimii ochilor mei, ca să nu fiu eu nevoit să mă aplec ca să mă uit în ecran, dar să fiu în așa poziție încât privirea mea să fie direct în punctul meu de contact. O poziție incorrectă a corpului în fața computerului generează o serie de efecte negative. Cel mai des, astea sunt spasmele musculare, blocajele musculare, problemele care apar la nivel de coloană vertebrală, ce țin de caracteristică degenerativă, ce ar însemna asta? Adică apar diferite procese fiziologice de încetinire a circulației sanguine, a metabolismului, adică a schimbului de substanțe. În acest moment, noi ducem spre ce îmbătrânim mai repede. Da? De ce? Deoarece noi nu țesutul nostru sau structurile corpului nostru nu se alimentează și cu cât mai mult lucrul acesta se întâmplă, cu atât mai repede noi îmbătrânim și pierdem în anumite calități fizice care noi suntem înzestrați. În cazul în care suferiți de una dintre aceste afecțiuni, nu ezitați să vă adresați unui kinetoterapeut.